și chiar dacă suntem în opoziție, aveți dreptate, este un buget pe care am reușit să-l facem împreună proporțional și echitabil. Vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră știți, nu la februarie am avut loc aici, în această sală, o ședință la care ați participat dumneavoastră, au fost secretarii de stat de la Mediu, doamna director de la Direcția Generală a Mediului, domnul Rodca, domnul Ghirma, și întrebarea mea este următoarea. În acea ședință, dumneavoastră a spus foarte clar că pentru a închide, avem o urgență în acest moment în județul Brașov, în toată România, dar în județul Brașov, noi avem 6 blocuri pe care va trebui să le închidem până în luna iunie. Dumneavoastră a spus aici, și am fost prezent și eu la acea ședință, avem nevoie de 6 milioane de euro pentru a închide aproximativ 6 milioane de euro pentru a închide cele 6 blocuri. Respectiv, undeva la 1 milion de euro pe fiecare. În acest moment, noi am alocat din sume de alocare fiecărui oraș care are groapă de gunoi undeva la 150, aproximativ 115.000 de euro. Este o mare diferență între 115.000 de euro și 1 milion de euro. Și dacă dumneavoastră știți, ca și colegii noștri, sunt 75.000 de euro pe care noi va trebui să-i plătim, începând cu luna iulie, pe fiecare lucrătate în cea categorială, ca și amendă, în cazul în care noi nu reușim să închidem aceste două. Vreau să vă întreb, de ce nu folosim în acest moment banii din fondul de rezervă al președintelui Consiliului Județean pentru a închide aceste două? Pentru că eu consider că este o situație de urgență în acest moment. Domnul Mitri, mulțumesc de pentru faptul că ați dedicat această problemă. Ceea ce vreau să vă asigur este că aștept cu mare interes din partea celor care astăzi le reprezintă în Parlamentul României și altul, pentru că în decursul anului vom face foarte multe rectificări bugetare. Dacă sunteți și v-ați dedicat pe buget, ne-am prioritizat cele 500.000 de lei pentru bloc de gunoi, dar am mai primit câte 600.000 de lei care și ei pot fi. Deci, practic, sunt 250.000 de euro care îi primesc fiecare dintre organizațiile urbane conform acestei repartiții bugetare. Iar în decursul anului este foarte bine să înceapă procedurile de închidere a propriilor de gunoi și cu siguranță, prin demersul care îl veți face dumneavoastră și noi, cei care, nu știu, în ce măsură vom fi, vor reuși să ajungem la guvern, vom rectifica în decursul timpului, este bine să înceapă aceste proceduri, încep să aibă o prevedere bugetară, iar cu mare interes aștept la nivelul guvernului, este o prioritate pentru toată România, nu numai pentru județul Brașov. Ne-am făcut deja niște demersuri de scris. Este foarte posibil ca în decursul anului să primim și alți bani de la bugetul de stat și să îi direcționăm către acest obiectiv extrem de important. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă ne accesăm din programul operațional, din infrastructura mare, aceste fonduri, atunci ne vom reuși să primim acești bani înapoi pe care noi îi cheltuim cu această bani și facem economie la buget. Eu încerc să fiu atent cu toți banii pe care îi cheltuim și din acest motiv vă pun în această întrebare. De ce nu reușim noi să luăm acești bani prin acest program care este la dispoziția noastră? Doar Consiliul Județean Brașov. A Consiliului Județean, nu a primăriilor, nu a altei deci, după cum bine știți, s-a constituit la nivelul județului Brașov acest partid. Este format din mai mulți primari, pentru care și primar PSD și PNL. Am văzut cu toții de acord. Dacă sunteți atât de interesați și aplicați, vă rog să participați la aceste ședințe și vă rog să vă mulțumesc. Domnul Mihai. Din partea comisiei, am lucrat în ce privește repartiția mea acolo în localități. Fiecare localitate a fost chestionată, i s-a transmis adresa, s-a transmis și la adrese cu necesarul de finanțare, cu proiecte pe care și doresc. Așa cum s-a discutat, am luat în calcul prioritatea închiderea locurilor de gunoi.
și